picioare. Spune-mi, te rog, că vorbeam noi la un moment dat de subiectul lui Munteanu, care a ajuns la CFR Cluj și uite, s-a dus la CFR Cluj să joace în Europa și a refuzat FCSB-ul. Cum ți se pare până la urmă, că tot vorbeam că aveți nevoie de atacant? Era nevoie de un Luis Munteanu? Am spus-o și în emisiune și la Horia și la peste tot. Știam că Luis Munteanu nu vine. În momentul în care aflasem că Gigi Becali a intrat pe fir să-l ia pe Luis Munteanu, după vreo două zile, printr-o cunoștință de-a mea, mi-a transmis și mi-a și demonstrat că nu vine la stare. Știind și Gigi Becali că nu vine, pentru că în momentul în care te-ai dus și ai aruncat 40.000 de euro salariu obligatoriu, și evident că nu-ți dă nimeni banii ăștia, salariul ăsta în România. Pentru că una, exista problema să rup vestiarul, da? Pentru că un olar sau un alt fotbalist, ca să nu mai dăm nume, un salariu de 15.000 sau de 20.000 și ăsta venea cu 40.000. Astea sunt lucruri care poate să știe și Dan și să rupi vestiarul. Dar problema e că omul nu și-a dorit. Copilul a spus clar, nu mă duc de aia și cer sume de genul ăsta. Discutând cu prietenul meu respectiv, mi-a demonstrat, i-a zis, bă, n-are cum să nu vină, că nasc în cupele europene, poate. Nu vine, mă, mustața, asta e vrăjeală, îmi ține pe Gigi așa. În sfârșit, a sunat, mi-a demonstrat și nici n-am mai insistat cu chestia asta. Să știa, eu nu știam și le transmiteam suporterilor că nu vine. Păi și până la urmă, cine a pierdut din afacerea asta? Luis Munteanu, FCSB-ul sau tot fotbalul? Da, mai puțin pe noi ne interesează de ce a câștigat Luis Munteanu sau ce a câștigat sau ce a câștigat. Întrebarea era legată de FCSB. Ar fi arătat FCSB-ul altfel cu Luis Munteanu în cazul posibil, în care se... De ce nu? De ce nu? Că nu poți să spui că Luis Munteanu nu e fotbalist. Absolut. Arătat, da. Dacă acum e istorie, ce mai comentăm despre istorie? Păi să discutăm concret atunci. Spune-mi și mie un atacant din Superliga care tu-l vezi la FCSB. Nu văd atacant în România la momentul ăsta care să vă arate ca atacant. Haideți să fiți serioși. Blănuță, spun eu, dar e alumit titelul. Blănuță iese fotbalist. Sunt dar foarte mulți care zicem că sunt fotbaliști și când vin la Steaua zici că și-au turnat plumb în ghete. Am vorbit eu cu cineva, vrei să spun ceva? Toți jucătorii care vin din provincie în București trebuie un an de zile să acomodeze. Orice fotbalism mi-ați aduce mie în București. Ție ți-a trebuit? Da. Da. Și pe vremea aia tot. Tot e greu. București e greu. Cum zicea cine? Magiun Barbu, că fură fraierii.